Nu, Sata, noi cu dumneavoastră am avut câteva săptămâni în urmă o emisiune unde, abordând subiecte despre politică externă, noi am vorbit despre referendum, UE, aderare, ceea ce se întâmplă cu alegerile din Parlamentul European, în multe state, schimbări se întâmplă. Și la un moment dat am ajuns la frații noștri americani. Așa. Și dumneavoastră a spus așa o propoziție care inițial a părut destul de hazardat. Fraza mea suna cam în felul următor. Dacă Donald Trump nu pățește soarta lui John Kennedy, da. Adică dacă nu e asasinat, da. El câștigă legile prezidențiale. Da. Și culmea, zilele trecute, ați văzut, a avut locul un atentat, slavă Domnului că e viu, a avut locul un atentat la viața dumnealui. Ai noștri mulți politicieni de la Chișinău, de la Maia Sandu până la alți lideri de opoziție, s-au dat cu... Bun, nu părerea, dar au exprimat regretul pentru incident. Mesajul ăsta nu l-am văzut, dacă, nu știu, poate vreau să-mi spuneți ceva acum. Este un caz, un incident foarte oribil, foarte tragic. Candidatul Trump a rămas în viață, dar am văzut că a fost omorât o doamnă care stătea în spate, au fost și persoane rănite. Serviciile lor am văzut că au reacționat, ok, destul de rapid și ține de lichidarea acestui criminal, acestui individ. Este, înțelegeți cum, Trump este un personaj care este clar că va câștiga alegerile, dar după ce s-a întâmplat și mai ales când a apărut în presă că acest criminal care l-a omorât era votantul celelalte tabere și-a mai donat niște bani. Astăzi, chiar dacă partea opusă îl retrage pe Biden și îl înlocuiesc cu un alt candidat, Trump sigur câștigă alegerile. Dacă rămâne Biden, el rupe, după ce s-a întâmplat asta. Dacă el schimbă candidatul, oricum rupe, dar cu un scor, să îi spunem, mai mic. Da? De asta este un incident încă o dată tragic. Eu cred că organele lor de anchetă, de drept, se vor expune. Dar putem astăzi, cu siguranță, cu certitudine, spunem că Trump este următorul președinte său. Da, revenind la Republica Moldova, domnul Sată, dar politica administrației Trump, dacă vine Trump, față de mai multe state, inclusiv Republica Moldova, s-ar putea schimba dacă acesta ajunge la guvernare acolo? Haideți să vă spun așa. Faptul că guvernarea noastră, în frunte cu Maia Sandu, s-a băgat în unele modificări electorale și toți credeau că ei fac acest lucru, că alegerile să fie cât mai târziu, că Maia Sandu vrea să-și menține mandatul până în iunie-iulie 2025, așa s-a discutat în sfârșit. Ei au făcut aceste modificări și au decis să aibă loc alegerile prezidențiale anume în data de 20 octombrie, ca când vom avea noi, pe data de 3 noiembrie, turul 2, să reușească să le finalizeze, să finalizeze scrutinul electoral la noi în țară, că a doua, a treia, când sunt la americani alegerile, ca tot suportul care ei au un plan să-l folosească din partea SUA în această campanie în Republica Moldova, cumva să fie asigurat. Că vă dați seama, dacă Maia Sandu alegerile le făcea pe 20 noiembrie, Trump a spus, vine de afară 15.000 de oameni. Departament de stat, servicii speciale, reprezentanți Europa, CSI și tot așa. Deci, și cam rămân orfani mai mulți și mai multe ONG-uri. Noi nu mai vorbim nu doar de PAS și de Maia Sandu. De asta ei au făcut tot posibil ca alegerile în Republica Moldova, scrutinul electoral să fie finalizat până încep alegerile la americani. De ele încep a treia după noi. Deci a fost o strategie gândită.